Soluție inedită pentru a se putea fuma într-un club din Constanța. Timp de două săptămâni în care nu s-a mai putut fuma în localuri, patronii au gândit strategii pentru a-și păstra clienții fumători. Astfel, unui administrator de club din orașul de la Malul Mării i-a venit ideea să-și transforme afacerea în asociație. Doar membrii au acces însă în local. Ca să înțeleagă toată lumea cum stau lucrurile, administratorul a postat și un mesaj pe pagina de Facebook a clubului, în care precizează, cităm: "Haideți să ne înțelegem. Nu suntem club de fumători și nu vom fi niciodată. Nu acceptăm membrii în asociația noastră așa ca să mărim numărul frustraților. Nu ne interesează o cantitate, ci o calitate." Am încheiat citatul. Eu cred că varianta asociativă este în concordanță cu legislația europeană, însă legislația românească, din păcate, nu-i permite. S-a făcut o reglementare talibană, anti-europeană și împotriva fumătorilor, nu împotriva fumatului. De cealaltă parte, cei care s-au supus legii spun că simt din plin această schimbare. Mai greu ca de obicei. Lumea preferă să stea acasă, cei care vin se plâng că este frig afară. Poate va fi mai bine la vară. Ar trebui să fie exact cum a fost inițial, să se facă spațiu special pentru fumători și să rămână așa. Cei mai încântați sunt, evident, nefumătorii. E mai curat aerul și mi se pare normal, într-un fel, să ne respectăm unii pe alții. Legile antifumat au fost adoptate în mai multe țări din Uniunea Europeană încă din 2006. Irlanda a fost prima care a interzis fumatul în spațiile publice.